Bine ai venit în bucătăria lui Adi Jo. Astăzi facem gogoși Lamington sau gogoși tăvălite. Și pentru aceste gogoși avem nevoie de 300 de grame de făină, 200 de grame de iaurt, 2 ouă, 20 de grame de zahăr, coajă rasă de lămâie și portocală, 10 grame praf de copt, 15 ml ulei, esență de vanilie și un praf de sare. Începem prin a bate ouăle cu praful de sare. După care adăugăm uleiul, esența de vanilie, zahărul, iaurtul, coaja rasă de portocală, cea de lămâie și amestecăm totul. Amestecăm făina cu praful de copt. După care le adăugăm treptat în compoziția cu ouă. Punem la foc o tigaie cu ulei. Trecem lingura prin uleiul încins. După care putem să punem aluatul porționat la prăjit. Lăsăm gogoșile până când vor căpăta o culoare aurie. După care le scoatem pe un grătar sau prosop absorbant. Pentru tăvălirea gogoșilor avem nevoie de nucă măcinată, nucă de cocos și 200 de grame de ciocolată. Punem ciocolata într-un bol. Bol pe care îl băgăm în cuptorul cu microunde pentru un minut și jumătate, cu verificare la fiecare 30 de secunde. Am scos bolul și amestecăm. Alternativ, ciocolata se poate topi la beimarii. După care trecem la tăvălirea gogoșilor. Și pentru asta scufundăm fiecare gogoașă în ciocolată, lăsăm să se scurgă excesul, după care o tăvălim prin nucă de cocos. La fel procedăm și cu următoarea. O tăvălim prin nucă de cocos. O parte le voi tăvăli prin nucă măcinată. În funcție de preferințe, puteți să optați pentru nucă de cocos sau nucă măcinată, sau puteți să folosiți ambele, așa cum fac eu. După cum ați văzut, este o rețetă rapidă, care nu vă ia mai mult de 20 de minute. Sper că v-a plăcut această rețetă și că o veți încerca. Vă recomand cu drag și rețeta de gogoși false. Nu uitați să vă abonați pentru a fi la curent cu următoarele rețete și să dați like acestui video dacă v-a plăcut. Eu sunt Adi Jo și vă mulțumesc pentru atenție și vă urez toate cele bune până la următoarea rețetă. Pa, pa!